את מגורלה. It's Elmet International Integration and Final Assembly Hall for weapon station, turret and mortars. Is the last phase of integration and test before delivery of the system to the Piranha 5. So we are starting with production of subsystems at Bacau. From Bacau, we are sending the subsystem to here to Megorela for final assembly, integration, and test. On top of it, the majority of the production of those two sites is going for export. In the last 5 years, I believe, from Romania, we delivered to several European countries and even to US products, subsystems, and full systems. Industria de apărare este în același timp o necesitate și o oportunitate. Este necesară pentru că ține de securitatea țării respective. Ai forțe armate și ai nevoie de armament și de muniție. Se vede foarte clar acum în situația din Ucraina, când nevoia de echipamente și muniții este esențială. Al doilea element important pentru această industrie de apărare este faptul că și pe orizontală și pe verticală ea te aduce în rândul lumii, în sensul în care este industria care promovează înalta tehnologie. Armele sunt cele în care se investește ultima tehnologie și se implementează. Deci industria de armament este una dintre industriile care oferă oportunități și măsura în care le dezvolți și conectat la evoluția internațională. După terminarea asamblării mecanice pe standurile acelea, Turela ajunge aici pe standul de verificare finală, unde facem alinierele opticii, aliniem reticulele și verificările funcționale pe partea de mișcare, inclusiv testele pentru funcțiile de hunter-killer, automatic tracking, etc. Capacitatea noastră de lucru este de 8 turele pe lună. 8 sunt standuri de producție și 2 sunt pentru ceea numim noi ATP, testurile electronice și mecanice finale, așa cum le-ați văzut azi la demonstrația colegului meu. În afară avem și capacitate de producție de 3 weapon station pe săptămână și încă 2 mortiere în celelalte zone a halei. Sarcinile sunt foarte complexe. Unele dintre echipamentele pe care le producem sunt, de fapt, făcute din 8.000 de piese diferite care vin, marea majoritate produse în România, dar sunt și piese care vin din toate părțile globului. Aici le facem integrare locală și după aia toate verificările de calitate. 90% of the activity of the production, mainly done in Elmet Bacau, is going for export. Out of $150 million revenues that we are expecting in 2024, almost 90% will go to international customers outside Romania. Cu cât țara respectivă este mai puternică în domeniul industrial, produce echipamente și acestea sunt performante, acest element devine o componentă a politicii externe. Based on the experience and the maturity of this 30mm turret that we achieved during the last few years, a lot with the help of the Romanian army delivering him the 30mm turret starting from 2018, we succeeded to win several big projects lately. One of them, for example, is the Land 400 in Australia. Components and products that are produced here in Romania will be delivered to Australia and will be part of the Australian turret. One of our leading systems is the 12.7 weapon station that you see here. Until today, we delivered more than 1,500 units, around 90% to the international market.
Another product that we can see here aside is the 30 millimeter turret. We have it in a manned version or unmanned version, also delivered to dozens of customers. Turela este un aparat de luptă complex, pare și armament de atac, despre mini-tunul de 30 de milimetri, care este foarte precis și are o capacitate de țintire ieșită din comun, atât noaptea cât și ziua. Fiind complet automat, nu este nevoie de un soldat care să le opereze și totul este comandat din interiorul vehiculului. Avem în jur de 20 de angajați, toți angajații sunt români. Avem mai mult de, să zicem, 100 de angajați indirecți, toți subfurnizorii care ne dau tot felul de servicii, toate sunt companii din România. Creștem, avem proiecte noi, avem planuri de dezvoltare a încă unui etaj, poate altora spații. We just took a decision to expand the space and the land of Elmet Bacău. And we will open another annex of this factory before the end of the year. And we are going to open also an electronic assembly and production center at Brasov. Our vision is to establish here in Romania a full ecosystem or a full chain for defense systems, and from Romania to serve and support other European countries around. Industria de apărare devine pur și simplu un element esențial pentru securitatea națiunii. O ai, ai siguranță alături de forțele armate că, și, bineînțeles, în cadrul apărării colective NATO, că mâine ai pace. Nu o ai, vei căuta tot timpul ori să improvizezi, ori să deschizi programe de înzestrare, dar în final nu ai certitudinea că ai continuitate.